Salutare, prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Adrian și în tutorialul de astăzi o să vorbim despre cum revenim la Windows 7, Windows 8 sau Windows 8.1 în cazul în care am făcut update-ul sau mai bine zis upgrade-ul la Windows 10 și nu ne place acest sistem de operare. Dacă ați făcut upgrade-ul și îl folosiți câteva zile și ajungeți la concluzia că nu vă place Windows 10 și vreți să reveniți la versiunea anterioară de Windows, astăzi o să vedem cum facem acest lucru. Eu am avut Windows 7 și am făcut update-ul la Windows 10. Despre cum se face acest lucru, avem deja tutorial pe site-ul nostru videotutorial.ro, îl găsiți cu căsuța de căutare din dreapta sus. De asemenea, puteți face update-ul prin Media Creation Tool. Cu acest tool am făcut și eu update-ul la Windows 10, având Windows 7, și aceste softuri le aveam și pe Windows 7, CCleaner, Mozilla Firefox, VLC și acest document. Da? Deci acest document era pe desktop în momentul în care am făcut upgrade-ul la Windows 10. Acest fișier a rămas chiar și după ce am făcut downgrade de la Windows 10 la Windows 7. Așa arată screenshot-ul cu update-ul. Am făcut un screenshot înainte să fac update-ul, în momentul în care foloseam Media Creation Tool. Am făcut și un screenshot să vedeți cum era desktop-ul când aveam Windows 7. Da? Vedeți aceleași iconițe, da? Mozilla Firefox, CCleaner, VLC și după downgrade. Și utilitarul Media Creation Tool cu ajutorul căruia am făcut upgrade-ul. Bun. Haideți să vedem cum revenim la Windows 7. Mergem, bineînțeles, în Start. Aici mergem pe Settings. Așteptăm să se încarce. Mergem în jos la Update and Security sau Update-uri și Securitate și aici mergem la Recovery sau, dacă l-aveți în română, la Recuperare, da? Și aici avem butonul Go Back to Windows 7. Dacă ați fi făcut update-ul de la Windows 8 sau de la Windows 8.1, aveați aici Go Back to Windows 8 sau Windows 8.1. Ne spune aici, this option is only available for 10 days after your upgrade to Windows 10. Adică această opțiune este valabilă doar 10 zile după ce faceți upgrade-ul la Windows 10, da? Foarte important, ca să puteți reveni la vechiul Windows după ce faceți upgrade, este necesar să aveți folderul Windows Old în partiția C. Aici o să aveți un folder Windows.old, practic este vechiul Windows de la care ați plecat, de la care ați făcut upgrade-ul, în cazul meu Windows 7, și aici sunt așezate, structurate folderele așa cum erau în Windows 7, da? Deci foarte important să aveți folderul Windows Old, dacă l-ați șters nu mai puteți reveni la Windows, la Windows-ul anterior, și dacă au trecut mai mult de 10 zile de la upgrade, iarăși nu mai puteți reveni la vechiul Windows. Da? Deci sunt două condiții, să nu fi șters acel folder Windows Old din partiția C și să nu fi trecut 10 zile de la momentul upgrade-ului. Dăm și noi pe Get Started și parcurgem pașii de revenire la Windows 7. Așteptăm. Eu folosesc, bineînțeles, o mașină virtuală ca să pot face captura. Aici ne pune să alegem un motiv de ce nu mai vrem Windows 10. Aplicațiile mele nu funcționează în Windows 10. Windows 7 părea mai ușor de utilizat, Windows 7 părea mai rapid, Windows 7 era mult mai, te puteai baza mai mult pe el, sau un alt motiv. Dacă vreți să specificați un alt motiv, îl scrieți în această căsuță. Dacă vreți, bifați una din aceste opțiuni, va trebui să bifați una neapărat pentru a trece mai departe, da? Bifăm și noi, Windows 7 părea mai ușor de utilizat, și dăm Next. Sau puteți spune mai multe opțiuni. O lăsăm pe asta și dăm Next.
ne pune să verificăm după update-uri înainte de a ne duce înapoi. Încercați să utilizați ultima versiune de Windows. Asta ar putea rezolva unele din problemele pe care le aveți în Windows 10. Nu mulțumim, no thanks. Și aici ne spune că acest proces va dura și că nu putem utiliza PC-ul pe această perioadă. Vom da next. Ne spune că dacă folosim o parolă să ne logăm în Windows 7, să ne asigurăm că o știm. Nu ne vom putea loga dacă nu o cunoaștem sau fără ea, da? Next. Mamă, câte întrebări. Dacă ne zice ceva legat de search, putem reveni oricând la Windows 10, da? Și dăm click pe Go back to Windows 7 și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Se va restarta, bineînțeles. Așteptăm. Și începe procesul de downgrade, ca să zic așa. Apropo, Windows 10 era acel Windows pe care l-a prezentat și colegul meu, Creator Updates, și presupunem că nu ne place și dorim să revenim la Windows 7. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Se restaurează versiunea anterioară de Windows. Deci, recapitulăm, condiția să puteți reveni la, să faceți downgrade, să puteți reveni la versiunea anterioară de Windows, este să aveți în partiția acel folder Windows.old și să nu fi trecut mai mult de 10 zile de la momentul upgrade-ului. Upgrade-ul ce înseamnă? Să faceți upgrade, da? Să instalați, în timp ce sistemul de operare actual rulează, să instalați o versiune superioară a celui pe care îl aveți, da? Dacă ați făcut un fresh install, ați avut Windows 7, apoi ați butat de pe un CD bootabil cu sau DVD bootabil cu Windows 10 sau un stick bootabil cu Windows 10 și ați făcut fresh install, nu puteți folosi această metodă să reveniți la Windows 7. Va trebui să reinstalați Windows 7 butând de pe DVD sau de pe stick, da? Deci upgrade-ul este una și installul, fresh install-ul este alta, da? De asemenea, dacă nu îndepliniți una din aceste condiții, nu aveți folderul Windows.old, nu puteți reveni la versiunea anterioară de Windows pe care ați avut-o, da? Dacă, de exemplu, aveți Windows.old, folderul Windows.old și au trecut mai mult de 10 zile, iarăși nu puteți reveni la versiunea anterioară de Windows. Deci este important să îndepliniți neapărat aceste două condiții, da? Și vă repet, dacă ați făcut fresh install, ați formatat CE-ul și ați instalat Windows 10, evident nu puteți folosi această metodă de downgrade. Va trebui să căutați un DVD bootabil cu Windows 7 sau stick bootabil cu Windows 7 și să reinstalați Windows 7. Dacă nu știți să faceți un DVD bootabil cu Windows sau un stick bootabil cu Windows, avem și pe această temă tutorial pe site-ul nostru, videotutorial.ro, îl găsiți cu căsuța de căutare din dreapta sus. Este al doilea restart pe care și l-a dat calculatorul în timpul acestui proces de restaurare, de revenire la Windows 7. Este un proces care durează în jur de, să zic, 20-30 de minute, în funcție de cât de performant este calculatorul vostru, ce procesor aveți, memorie RAM, hard disk sau SSD și așa mai departe. Este un proces care durează și până intrăm în Windows, vreau să vă spun că este foarte, foarte important să rețineți acest lucru. Să presupunem că în momentul în care aveați Windows 10, ați creat un document pe desktop, în Word, în
PowerPoint și așa mai departe. Dacă îl lăsați pe desktop și reveniți la Windows 7, nu veți mai regăsi acel document pe desktop. De ce? Pentru că în momentul în care ați făcut upgrade-ul, acel Media Creation Tool a făcut un backup la Windows 7, da? A făcut o imagine după sistemul de operare și la starea în care era în momentul respectiv. Dacă voi ați creat documentul când aveați Windows 10, evident, acesta nu va mai exista în Windows 7, pentru că atunci când ați avut Windows 7, nu aveați acel document. Este logic, da? La fel, softurile pe care le instalați în Windows 10 sau modificările pe care le faceți sistemului, când veți reveni la Windows 7, nu se vor reflecta, pentru că atunci când aveați Windows 7, nu aveați instalate acele softuri, da? Foarte important acest aspect. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi. După cum vedeți, sistemul a revenit. Eu încă am acest document pentru că, vă repet, l-am creat aici înainte de a face upgrade-ul la Windows 10 și de aceea mi-a rămas acest document. Dacă aș fi creat unul când aveam Windows 10, nu-l mai găseam pe desktop. Tot ce am menționat în acest tutorial veți găsi în textul acestui clip video pe videotutorial.ro, în articolul care însoțește acest tutorial. Vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată. Eu am fost Adrian, voi ați fost la videotutorial.ro. La revedere!